Dragi oameni buni, astăzi un stream cu investigații. Ne uităm așa, pisărite la investigația ziarului de gardă, ne uităm la o investigație de la TV8 cu legăturile dintre Alexandru Stoianoglu și Ilan Șor, foarte interesant asta. Dați-ne, vă rog frumos, un subscribe, un like, un comentariu ca să creștem algoritmii și vă invităm aici pe Twitch, astăzi, așa, în oficial. Hey ho, let's go, folklore and rock and roll. Băi, care-i treaba? Voi am poate să ne uităm împreună un pic la investigația asta la ziarul de gardă, nu? Sau voi nu vreți? Hai, fără, noi cred că o să stau, o să spășim prin el. Fotografie, la potom și pe televizor, pocază, lipsul, sus. Ziarul de gardă a pătruns din nou în rețeaua lui Ilan Șor. Timp de 3 luni am documentat din interior, cu ajutorul unei camere ascunse. Băi, eu am câteva întrebări, că noi nu l-am comentat pe cel de data trecută. Noi n-am comentat investigația aia pentru că eram peste hotare. Dar în primul rând, unde țin camera și ce fel de cameră au? Trebuie să-i întreb. Ce fel, unde stă camera? Și ce fel de cameră e asta? Poate vă dați voi seama. Că, în primul rând, e calitate foarte bună. O cameră ascunsă la rucsac, probabil undeva. Cred că undeva la rucsac. Și încă ce mă mai gândeam eu... Păi de ce nu poate și eu nu știu cine sunt structurile care ar trebui să facă astfel de investigații la modul ca ele să fie legale? CNA-ul, SIS-ul, cine se ocupă cu asta? De ce nu puteți și lângă doamna Natalia să fie alături de Natalia să mai fie și un cum se numește, inspector CNA? Să iasă acolo, să... Păi spari, stop, poliția, cine ați luat, recunoașteți acum. Era mult mai mult impact să-i faci un show acolo, în mijlocul lumii, stop, toată lumea la pământ. Gata, nu mai trebuie, că asta la moldoveni, asta atinge. Ați intuit bine, colega mea, Măruța Nistor, nu a fost singura jurnalistă de la ziarul de gardă care s-a infiltrat printre oamenii lui Șor. Ea a fost dat afară din partid după publicare. Nu știu că mă mai gândim și la asta. Dar fetele astea, ele arată fete... Cum spun? Nu știu cum, că nu vreau să jignesc pe... Dar arată fete de... Bomond! Cum să spun? Au fețe de șoriste, doamna Natalia și cu doamna, domnițele Natalia și Măriuța. Plus că eu pe domnița Natalia, băi, o și știu de pe... Are podcast la ziarul de gardă, urgem și cu Radu. Cum a putut să se infiltreze? Cum era Marina Tauber, nu a răscusit-o? Investigației, însă eu am rămas cu ochii pe ei. Am pătruns în alt grup al acestei rețele, fiind racolată ca activistă sub numele de cod Irina Zahar. În acest video veți vedea cum am primit bani pentru participarea la o întâlnire electorală cu 2 zile înainte de turul întâi. Cum am primit indicații, da, chiar sub reticentul... Aici e infiltrarea. Băi, amuzant asta că el trebuie, eu nu știu dacă ați văzut, voi cred că ați văzut, dar faptul că toți oamenii trebuie să fac câte o poză și ei făceau poză la păreții CNA. De care se fotografiau în mod conștiincios la fiecare protest. Din discuții cu ei, am înțeles că aceasta e o metodă de a ține evidența celor care participă la protest. Iar unii dintre ei o făceau chiar sub pereții Centrului Național Anticorupție. Măi, nivelul de inconștiență, iar eu nu pot să-i judec pe oamenii ăștia, că cum să-i judici pe oamenii ăștia? Cum să-i judici? Să-i judici? Să spui proștilor, trădătorilor, hoților, pe oamenii ăștia nu pot să-i judici, e greu să-i judici la modul agresiv. Dar totuși e bine să pui un pic de presiune publică și un apel la rușine, știi, eu asta spunem. Care se află în vecinătatea judecătoriei. Da, măi, dar și bunicile, dar ce să facă, măi? Că înțelegi că e discuția și aia. Ajungi la o vârstă când te trezești și te pornești. Că era discuția asta despre mama Maia Sandu, că i-a dus și mâncare și toți oamenii, cum da precis, vine la 70 de ani și va aduce și mâncare. Dar ce crezi că face o doamnă? Asta vrei, asta face. Se trezește și se duce. Uite la doamnele astea. Doamnele astea, ele sunt acolo pentru că ele caută activitate și socializare mai mult decât bani. La câți nervi și ard la bani și ea. Dar ei caută implicare. Ele au nevoie de o viață palpitantă.
cum te gândești la oamenii care, nu știu, mai tineri, care au și faci cu viața lor și totuși se ocupă cu c***atul. Nu uite, s-o dacă să pătă, nu fac mai de ce centru anticorupție scrie acolo. Și mie eu înțeles ceva, băi, nu faci fotografie acolo, e centru anticorupție. Aici Iulie încerca să infiltreze, măi, dar și Iulia asta. Mi-a făcut o altă ofertă generoasă, de a pleca în excursie la Moscova. Mi-a tras atenția prin faptul că purta un rucsac folosit de recenzorii care au colectat date la recensământul populației și are rucsacul recensământului. Desfășurat. Este în spate. Pentru că eu vă spun, mai oameni, niște oameni care se implică în tot. Ei nu se implică pentru șor neapărat. Ei se implică ca să nu stea acasă. Ca să nu, ei ăștia sunt oameni care cu asta trăiesc. Așa, mă, хорошо, давай слушай сюда, мы сделаем это, и потом, хорошо, хорошо. Adică ăsta e tipajul de oameni. Recensământul populației și locuințelor, desfășurat în aprilie, iunie. Nu, vreți leta? Хотите? Возможно. Da, da? Возможно. В партию или ну, как и потом, сейчас пока просто запишем вас. Și Наталья сразу в партию или... И вроде я вообще коллега с Марина Таубер. А потом... А вы с... Вы какой партии вы хотите? Куда? Хорошо, сейчас. Сейчас, секунду, я вам подарю. Слушайте, идите сюда. Есть очень хорошее предложение. Поехать в Москву. Мой типажу де ома Юлией. Da, eu am mai văzut-o, pare, oricând e așa de evident tipajul, dar eu parcă îmi pare că am văzut, parcă îmi pare că o cunosc. Da, e moștii de alea. Da, liceți. Da, ziua nează mare, băi. Păi stric și eu odată pe acolo să-i văd. Și cum s-i prins? Cum îi prins în flagrant? Ce, cum poți face asta? Și smătiți, это полет туда-обратно, бесплатно, проживание бесплатно, питание шикарное, я вам покажу, так глаза разбегаются. Глаза разбегаются, ла шведский стол, глаза разбегаются. Я был в Турции на All Inclusive. Шведский стол вот так вот, серьезно, может будут экскурсии даже. Ну вот конференция, надо будет посидеть, записать, что скажут и так далее. Можете не одна, можете с мужем, можете с подругой, главное... Știi ce pare totuși impresionant la actele de corupere ale lui Șor? E că a început să bage și o notă ca și cum educativă. Ca și cum nu doar să votez, dar să-ți și bage în cap. Hai du-te la Moscova, du-te și mai ascultă. Și la Moscova îți dai seama că n-a să vorbească. Adică îți spun clar cu cine să votez, dar... Mai și împachetează asta ca și cum, noi nu ți-am spus, noi te-am dus la o concluzie. Adică noi îți spunem, te sunăm și îți spunem și cine să votezi, numai nu pe Maia Sandu, dar îți spune numai nu pe Maia Sandu că Europa, și atunci dacă Europa a precis război de mâine, dacă referendumul treci. Știi, de ca și cum o, te și educă și asta e și, poate și mai periculos că îți plătești ca tu să asculti propaganda lor. Asta e ideea de fapt, îți dau bani. Vină la cercurile noastre, vină la întâlnirile noastre. Îți dăm bani că să aduci mai mulți oameni la întâlnirile noastre, unde noi o să băgăm... До 35 лет. Скините мне первый за граника первый листик, чтобы можно было на них уже купить билет. Кур де секуритате, călătorind într-un stat agresor, cum este... Da, nu s-a dus doamna Natalia în Moscova pentru că nu s-a dus. Și da, era greu cu pașaportul fake. Federația Rusă. În schimb, Iulie... Da. Îndepărtare se zărește deputata fostului partid Șor, Marina Tauber, tot ea una dintre fruntașele blocului Victorie. Ia uite, și are și bodyguard, da? Mi-e dași bodyguardul, se uită la Jason Statham, o leacă prea mult. Și dacă n-ați înțeles, domnița e SMM-șcu. SMM-șcu lui Marina ta. Ia uite-o, ca o regină. Ca plutește, e nu mergi, plutește. Pam, pantofiori. Mă blăgătărim vas, o timp în Ierina Mironovice Șoare, o timp în Ierina.
всей команды, все ли здесь. Вы можете пойти на посмотреть айвич, как сгасить тем, кто часто антонире висует. În timp ce Marina Tauber își ținea discursul. De eu mă gândesc că, mă, dar având în vedere că nu a avut înaintat niciun candidat, de ce organizau aceste manifestări? De ce organizau, dacă n-ai niciun candidat pe care ți-l asumi? Adică înțeleg că e ascuns, candidați ascunși. Dar de ce faci evenimente de astea dacă nu... Păi numai ca să-i strângi împreună, ca să creezi comunități, tu înțelegi că aici de așa e schema. Și... Țara noastră e atât de fragilă la chestiile astea pentru că noi suntem o țară mică, săracă, în care tu poți să plătești oamenilor ca să-i aduni la niște cercuri și să le bagi în cap, că, iarăși, se bagă în cap. Oricare din noi crede că nu e afectat de propagandă, nu e adevărat. Mai multe persoane puteau fi văzute pe la colțurile clădirilor din apropiere cum notau și fotografiau ceva. Numai faptul că iau o structură care funcționează, băi, femeia asta știe exact ce face. Noi ne uităm și ne întrebăm, cu ce mi se ocupă femeia asta? Dar femeia știe exact. E știe fix în fix ce face. E scrie niște bilete. La această adunare am cunoscut-o pe o femeie pe nume Justina, dar căreia toți îi spuneau Iulia. Ea urma să fie ghidul meu în interior. Justina, dar toți îi spuneau Iulia, că era cam greu să spui Justina. Urul acestei rețele. S-a oferit bucuroasă să mă înregistreze ca simpatizant, adică primul nivel din rețea. Având în vedere că cred că asta e o chestie unde e slăbiciunea acestei scheme. Domnul Șor, vă dau un sfat. Slăbiciunea acestei scheme că dumneavoastră dați bani ca ei să aducă mai mulți. Cred că ar trebui să lucrați un pic la chestia asta pentru că din dorința de a aduce mai mulți se pot strecura oameni care nu neapărat vor în structură, dar se pot strecura spioni. Domnul Șor. Ok? Când dumneavoastră îi spuneți că îți dăm 1000 de lei numai dacă aduci 10 oameni. Și femeia Justina, de la Insula Iubirii, Justina, într-adevăr, îi vrea să aducă amuc cât mai mulți oameni, nu-i interesează. Și faci cunoștință cu Irina Zahar și îi spune, hai la mine, înțelegi? Hai să, domnul Șor, un transfer dacă îmi transmiteți pentru asta, pentru sfatul ăsta. Noi, Zahar, Loc Pobeda. И хотим, как, записываем свою команду желающих, симпатизантов. И для того, чтобы записать, нужно пойти в офис, там зарегистрироваться. Нужно иметь при себе данные, паспорт. И вас с одной стороны, с другой фотографируют, и ваши фотографии. Вы как бы будете симпатизант. И вам как бы вот он через какое-то время открывают счет. И будете получать на ваш счет будут приходить деньги. Ну, они не говорят деньги, а бонус. Și mi-a explicat cum va fi transmisă informația privind candidatul pe care urma să-l votez eu și simpatizanții mei la alegerile prezidențiale. А когда я им говорю, я сразу говорю, да, что против референдума. Против моей сам. Не против. За кого угодно, только не за меня. Последний день такой. Deci înțelegeți când spune că tăța ăștia îs ghidați din spate. Cu restul ne-o înțelege noi. E important cu Maia Sandu nu, pentru că cu Maia Sandu nu ne putem înțelege. Cu restul în vedea noi, vorbim noi, ajungem la un numitor comun. E important nu Maia Sandu. Înțelegeți? Când nu-mi spuneți mie că pe Ilan Șor îl preocupă degradarea europeană. Înțelegi? Că implicit în Belgia, dar în alegerile din Belgia ești implicit în Moldova. Și sunt și importante. Femeile astea sunt importante. Ele fac parte dintr-un mediu, apartenența la grup. Ideile, simțurile noastre primare. Nu
их исключили за день до выборов, их исключили. И нам уже говорили, когда была партия «Шанс», нам уже говорили. Да. Или людям говорили, что да, у вас... Я тогда была просто еще как делегация, симпатизанта. Iulia mi-a explicat că trebuie să racolez cât mai mult. Iar pentru asta voi fi răsplătită. Сначала у тебя телефон, и ты привела. А у них у тебя побольше. Bonus это деньги, понимаешь? Бонусы – это деньги. Ты не говори, что мало ли кто что слушает. Cine știe cine ne ascultă sau, de exemplu, stai de vorbă cu cineva, măi, sărmanele, măi, măi, sărmanele. Asta e schema, Șor, e că asta înseamnă o Moldovă a lui Șor. Scuze, n-am nimic cu sărmana Iustina, sărmana doamna Iustina, n-am nimic cu ea personal. Dar e că asta înseamnă candidați de al lui Șor. Asta vrei Șor din țara asta. Asta poate să facă Șor din țara asta. Păi ești tu, știm că dacă nu stai zi, nu ai cum să facă. Dar nu găvărim genii, mărim bonusul. Cine știe cine stă alături să te filmeze, zici Iustina. Просто что ты привела этот активист, тебе больше бонусов. Ну, ты можешь не говорить, скажи. Просто говори, я еще не знаю, я только первый раз, это бонус. У тебя будет бонус больше. А у них симпатизантов, у них бонус меньше, понимаешь? У тебя чем больше ты приведешь людей, тем больше ты будешь иметь. И ты не говоришь, что сейчас заходят пикнули. A fost într-un oficiu. Eu am văzut cum mai mulți oameni, majoritatea în etate, făceau rând să fie înregistrați. Iar cei din personalul din oficiu le explicau și le notau datele în calculatoare. O femeie pe nume Irina, pe care am văzut-o cu câteva zile mai devreme la întrunirea cu Marina Tauber, părea să fie coordonatoarea acelui oficiu. Ea mi-a spus cum să înregistrez persoane utilizând chatbotul din Telegram. Pentru asta trebuia să transmit persoanelor un link generat de acel chatbot. Ani nujmaet vot kada etu ssylku, ani nujmaet na ssylku. Mai dar închipuți și cât de tare se complică, măi, contemporane, da, închipuți cât de tare trebuie să complici schema asta. Ca Istian, Alexandru Stoianoglu, nu înțelegi de ce complicată este interacțiunea cu Rusia, deși cu zborurile mai greu, deși transferurile, câte familii. Înțelegi, băi, dar uite ce fac aici, băi. Ăștia-s gata să învețe. Eu pe bunica mea nu putem învăța cum să meargă cu mouse-ul, cu mâșca pe mousepad. Aiștia-s gata să investească bani ca să-i educe niște bătrâni să folosească de chatbot pe Telegram. Eu nu știu ce e chatbot. Eu nu știu ce e un chatbot. Și mai mult, să vorbească despre chatbot. Primești un link pe chatbot, cu link-ul, te duci, îl trimiți. Da. Imediat înregistrezi tot ce trebuie să facă. Aici se. Da? Aici se. Da. Da. Atunci, dacă... Pe конечно, это подтверждение селфи. Da, da, da. Первая часть бюллетена, да, бюллетена, то партия, сначала. Да, вот подряд, вот нет одного кого-нибудь, чтобы начать. Там будет поделиться контактом, поделиться этим. И в конце, это ваш. Я высылаю моему. Подождите. У меня тут ладос пью нене. Nenea sărmanu, ei sărmanu, na, și-o îmbrăca și el la cămiș. Eu, sorry, dar eu pot să vorbesc despre... Nu, nu pot să vorbesc. Am prea mult bun simț. Am prea mult bun simț, tocmai. Uite, sărmanu, om. Te, băi, dă-mi 100 de lei și m-am dus. Dă-mi pace. Bun, băi, hai, dar dacă să ne grăbim la... Știam și mai este interesant să mă duc eu aminte. În oficiu au continuat discuțiile despre... Interesant este unde vine femeia cu lista scrisă și asta, doamna asta fuge după dânsa. Nu mai auzit poate un om care s-a prezentat ca președinte, ea s-a... Am un mesel, eu. Femeia îți spune, da, numai spunem care e candidatul nostru și a să-l scoată sraz, nu? Da, să ne găsim un niț în seara pe noastră. Noi sunăm și o spunem, adunați simpatizanți. Băi, îi cred în capul lor că îi fac o treabă. Îi se află în treabă. Cât simpatizanți ați adus? Ia că ești. Să Să vină mâine. Femeia a venit cu simpatizanți pe foaie și ăștia îi spună, să vină la noi. Și femeii, păi voi sunteți nebuni să zic eu la 10 oameni să vină? Eu am luat 10 buletine de oameni și le-am scris, voi și vreți de fapt. Oamenii care nu înțeleg ce fac, asta e ideea. Ei nu sunt conștienți deloc de ce fac. Ne trebuie 10 oameni.
cu buletin și cu tot. Ah, ok, hai că le iau eu datele. Și le lua datele și le aduce datele. Și ce să facem, băi, cu datele? Tu aduni oamenii. Cum să aduc oamenii? Păi, dar pe așa lucrează. Stop, dar nafiga? Cum, băi, nafiga? Știi, adică nu pot să mizez pe conștiința acestor oameni, am impresia. Băi, dar și oamenii ăștia trag cu dinții. Trag cu dinții, tu mă. Nu, să nu te ajutăm. И так я ей уговорила, чтобы они вот это мне дали. А сейчас и это дали. Попросите ей, чтобы они нашли 5 минут. Это приятно. Am ieșit împreună afară, unde femeia, despre care am aflat ulterior că s-ar putea să nu primească bani pentru racolarea mea. Elina, tot la telefon stă pe tine. Nu, n-am văzut. Da, bun. Ăștia și între dânși și eu bani din... Ați văzut și cu tante Raia atunci. Și e bani, ei o leacă mai mulți. E răspis. În care fusese mă. Мы уже давно тут в театре. Да, как давно? Ну, театр уже с прошлого года, правда. Да, года два. Года два. Нет, кто нас вот еще? Наша Валентина может прийти. Măi, dacă mă întreb, sorry, nu vreau să judec pe aparențe sau, dar dacă mă întreb cum arată simpatizanții șor, dacă îmi pui 200 de fotografii, eu îți aleg care sunt simpatizanții șor. Simpatizanții șor. Asta e doamna care a fost în Utrecht, țărmana. Da, da, da. Păi, Ani, nașa ucidată. A făcut sârbi. Scuze de poza asta. Această poză. Băi, eu ne-aș pune-o. Deci, Natalia, un sfat. E, băi, poza asta și pune-o într-o ramă undeva. E impecabilă, pur și simplu. E... Теперь нажмите. Я знаю, где нажимать. Да, вот стрелка. Ага. Ну, мы învățat pe mine tehnologii. Все. Вот все, хорошо. Напишу имя на бейн. На митинге. Înainte de începerea protestului, Iulia mi-a explicat ce să fac cu foile pe care mi le-a strecurat într-o Olympus. Тоже кому-то раздаешь, но... Я вам позвоню. Не суппорт амузант, когда сидишь на антеннере с Виктория Фортуна, и там слышишь имя на Виктории Фортуна. А это не суппорт. Victoria, furtuna, s-a liniștit. Tuturor, vreau să treceți mai aproape, să ne fie cu mod. Ei, furat! Ia v-am plăcut acolo să vaniu. Întâlnirea Victoriei Furtună cu alegătorii avusese loc colega mea, Măriu. Ia uite-le-s. Măi, ziarul de gardă distrugându-i. Impresionant. Natalia și Măriuța. Luța Nistor, care în aceeași zi participase la o altă întâlnire electorală a acesteia. Apoi am întrebat-o pe candidata independentă, Victoria Furtună, de ce oamenii lui Șor au venit la întâlnirea cu ea. Uitați-vă în programul și de ce dumneavoastră deja cu cine să le... Da. Eu toți suntem, dar eu cred că fiecare trebuie să asume. Păi da, și scrie, adică... Faptul că ele, adică eu le pot găsi unele greșeli actoricești din voce, că nu pot să le văd, dar din voce le găsesc unele erori actoricești pe care le fac în aceste întâlniri. Dar tot să joci atât de bine încât să nu te deconspiri cineva... Nu că e jurnalist, dar și că e jurnalist, pe cum să nu știi, băi, pe Natalia? Nu urmărești deloc ziarul, nu urmărești deloc presa independentă? Tu urmărești, într-adevăr, numai telegramul lui Zioma sau cui? M-am chemat la întâlnire, doamnele astea, Nu sunt de la Șor, nu sunt de la Blocul Pobeda, nu sunt... Atâta lume vorbește despre asta, uitați-vă că astăzi... Da, adică asta e fiica mea, urmează. Fiica acolo, fiica o adăugat 5 capici, că și pe mine mă întreabă.
Мама, чия есть совесть? Dacă băi sunt oameni cu bun simț, Natalia, eu nu înțelegi că trebuie să joace un rol de sustrecurat acolo. De eu îmi pare bine. А ной, инде там что? А чего сюжет мне вас надо звенеть? И нам форте, да развенит, а ичи с него нурац, с президента, что мы смеем с форте мол. Вообще, ваше там дефикат, да, фига, я вам с фью președintele ЦРО. Ну, контează чини ма сустини. А ты татин, кут я ну, ам карьба конексиони ку ачешти оам. А ты татин, кут я ну, ма... Mai facem fotografia. Dă mai bine să facem fotografia. Numai ce a început, da? Da, dar dă să facem fotca că... Подарок, мне дали кадоу для Шор. Я дозу кадоу. Коробка, бей, да... Подожди, сфаш короб, если это тут кост бай. Фел. Который скрие локуль политик Виктория Победа. Сейчас вем un чай. Un чай de lămâie. Bună idee asta cu hai să facem unboxing, bună și asta. Niște. Îmi place că au branding. Da, 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 exact. Și au branding bun și, și culorile se prind într-un fel. Miere. Miere. Și o prăjitură. Nu. Votați, votați. Votați cu capul. Că asta... Că asta... Dar în timpul uneia dintre aceste întâlniri electorale cu Victoria Fortuna, am primit un mesaj de la Promsviaz Bank, așa, în care eram informată că mi se deschisese un cont. Iliad Vlah, Iliad Kavoto, Iliad Nezavisimova candidata, pentru că încă nu решили, от какого candidata. Aici îi spune să fie observator. Decizia mea. Вот в других искать, хорошо? Да. Ну, в другой раз мне не отказывай, хорошо? Băi, au și chestia asta, femeiuștile, ați văzut și în, prima, în primul episod de În slujba Moscovei. Ok, de data asta bun. Dar hai data viitoare dacă mă refuz. Seara zilei de 12 octombrie, chatbotul din Telegram dedicat sectorului nostru, cu ajutorul căruia trebuia să racoleze simpatizanți, a fost blocat. Am sunat-o pe Ana Ivanovna să o întreb ce e de făcut. Ce a fost blocat? Ajuta imediat să-mi face fotografie și să-i trimit ca dovada faptului că eu muncesc și că merit să primească eventual niște bani. Eu aici mă gândeam și mă speriam. Încă nu i-am primit. Că trebuie să fac poză și Natalia ne povestea cum ei trebuie să fac poză acuș la acest banner în timp ce avea lavaliera pe ea. Zic, băi, te rog, fii atentă, nu trimite cu poză cu lavaliera, eu sper că voi verificați. Facem asta chiar la sediul ziarului de gardă. Vrem să... Ia uite, lavaliera asta, dacă se vede în fotografie. Ea mi-a recomandat să o fac chiar în apart. Bun. Așa, eu chemat aici la o întâlnire. Irina, da, mi-a zis. Da, așa, Irina. Da. Așa cum e. Zahar. Ucine locă. Zahar. Nu ucine locă. E lași telefonul să-i sluci. Ой, я не понял. Короче, у вас же есть моя. Да, что, моя. Да, да, у вас же есть. Проходите в зал. Да. Да. А, все, да. Все. И как мы потом с вами... Час. 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 Да. И... Когда закончится, я все. Да, да, вы можете ходить. Asta e cel despre care am mai postat și eu că erau invitați la această adunare, eram invitați și elevi. Așa numita conferință se numea Congresul Moldovenesc și era dedicată, potrivit organizatorilor, împlinirii a 665 de ani de la întemeierea Moldovei. Poate congres, fost două zile... Am zărit-o și pe una din... Că aici văd că sunt oameni adulți, dar eu am primit fotografii pe care n-am putut să le postez pentru că m-au rugat părinții acelor copii care au fost duși acolo să nu postez, dar cu tineri. Femele din Uceastocul 20, pe nume Alexandria de președinte. În calitate de oaspete special, care a decis să participe la lucrările concrete. Deci noi putem să fim de acord că nici Tarlev poate nu știa sau nu a băgat el bani ca să o aducă pe Natalia de la ziarul de gardă aici. Dar cineva bagă bani pentru el. Asta e de fapt ideea. Se invită omul de stat. Da, da. A rămas câteva zile până la ziua alegerilor de 20 octombrie. Da. Если хотите узнать мой выбор, я пойду и проголосую за Тарлева.
Păi nici măcar n-are stofă de orator, de ceva. Если вы хотите мое мнение, я пойду и голосую за Тарлев. Окей. A doua zi, în jurul orei 17, m-am întâlnit din nou cu Iulia, chiar în centrul capitalei. Ea s-a lăudat că are portofelul burdușit de bani și care de împărțit rămâne... S-a lăudat că are ruble. ...arări pentru mai multe persoane, chiar acolo, în mijlocul mulțimii și în văzul tuturor. Când am ajuns, ea stătea de vorbă cu un tânăr, care a venit și el să-și ia banii, în sumă totală de 4.000 de lei, după cum mi-a spus ulterior Iulia. Băietul a făcut și el o rublă. Repet, dacă mi-arăți foi și mă întrebi care simpatizanții șor, care s-ar băga, care sunt oamenii care s-ar băga în astfel de schemi, ți-i arăt. Apoi Iulia mi-a dat cei 400. Ce-l interesează pe pățănașul ăsta? Ce-l interesează pe dânsul despre viitorul țării lui? Ce-l doare pe dânsul? Dă-mi 400 de lei sau 4.000 câteodată lei. Și eu mă duc să beau o coca acolo, mă duc amul la McDonald's și încă trebuie să-mi plătesc abonamentul la telefon. Ce-i îl doare pe dânsul la bască de țara lui? Las să ocupi oamenii maturi. Apoi Iulia mi-a dat cei 400 de lei promiși. În așa fel, cu două zile înainte de alegeri, am primit bani pentru participarea la un eveniment electoral al lui Vasile Dar. Кошелек вообще переполнен. Значит, у вас маленькая сумма. Других побольше, у других побольше. Других вон почти 4000 дала, 9 человек делал. Altora, uite, le-am dat aproape 4000, au adus 9 oameni. De tot n-am înțeles, 9 oameni, aproape 4000, 9 oameni. 400 de om. 400 de om. Da, știu, da. 9 человек привел. Он 9 человек. Да, 9 человек. Если бы это не слева, то столько головы. Он им передаст. Да, конечно, но это его как бы группа, он передает. Хай, а может начать дискуссии или диспри Униуния Европеана? Что нравится? Если что-то будет. А еще что-то будет? Может быть, еще что-то будет, я вас позову. Нет, они будут еще, потом еще парламент будет, если будет, и потихонечку что-то будет. Да? Тот нормально, видишь, парламентарий, для лукра, сибу, но вы фаец гриж. Бэй, таре спер, к пан атунша, ну, штю, структурили, са фака чева, să facă ceva, guvernul, președinția, blin, ambasadorii, oculta mondială, să facă ceva, băi, nu știu, băi, eu sincer, eu nu știu, eu sunt un om care n-are nicio treabă cu legea și care e foarte tolerant și care încearcă să vorbească doar omenește cu oameni și vedeți că eu nu jignesc, nu înjur, nu știu, dar eu cred că trebuie să existe un tribunal de urgență. Un tribunal pentru o stare de urgență. Asta e stare de urgență, asta cineva se implică într-un exercițiu atât de important pentru țara noastră. Nu-i că noi discutăm amu dacă vrem să, nu știu, nu-i ceva de un căc de decizie. Asta e o implicare într-o chestie foarte importantă a țării noastre. Și ne se pare, băi, nu știu, să vină poliția, să iei, să-i încarci, nu știu ce, cum să procedezi. Dar e ceva... E o ilegalitate mare. Eu nu înțeleg de ce nu se observă cât de important și cât de grav e această ilegalitate. Puteți vă zice și să obiți și cu vota? Nu, asta... Da, asta e pobeda asta, da? Nu совсем за победу, нет, это отдельно, независимо, нет, всех кандидатов, которые есть, просто идет, просто сейчас идет, как называется, предвыборка. И все люди, которые хотят себя проявить, там, какие-то депутаты, что могут, вот так это они себя проявляют. Am întrebat-o dacă Vasile Tarlev este cel care trebuie votat, întrucât am parcă... Măi, dar și Natalia s-a dus așa de bine îmbrăcat, măi, uite ce stil, Natalia! Scuze-mă, te rog, ești îmbrăcată prea bine. Prea stilată, cum adică? Cum adică? Pantalonii ăștia de, cum să zic, cargo, geaca asta așa scurtă ca și cum, gentuța în spate, nu știu ce să zic. Participat la o întâlnire cu el. În locul unui răspuns direct la întrebarea mea, am auzit de la Iulia cele mai incredibile mituri despre Uniunea Europeană și despre referendum. Nu, no, ideți să vă faceți, să vă faceți, să vă Și eu cred că la asta putem să ne oprim, să facem... Tăp, tădăp, 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 tădăp
Dacă trece referendumul... Еще. Дело в том, что если мы будет референдум, просто передайте всем остальным. Если будет референдум, вот и подпишут, что да, изменения в референдуме, ну, в Конституции. Земли, которые принадлежат нам, вот ваш дом стоит на какой-то земле. А в 30-е, 20-е, 10-е годы здесь жили румыны, и они купили эту землю. Потом сейчас другое государство, и это принадлежит уже государству. Ну как, земля и все. А так, уже сколько вот в других странах будет какая-то конвенция. Короче, как только референдум поменяет Конституцию, будет, как я вам сказала, что конвенция о возврату земель собственникам. Вот он придет, скажет, полгорода мои. И все люди, уже в других странах такое есть. Всех людей просто удалят. Это моя квартира, в частности, нет, моей земле удаляется. И все. И люди остаются без того. Это будет ужасно, не дай бог. Мы как собственники, мы можем хоть что-то имеем, землю, мы имеем квартиру, то есть это имеем наше собственное. Кстати, наши шансы всего. Это же ни в коем случае нельзя. Для этого с референдумом. Конечно. Наталья Делазяру де Гарде. А, пентру аста референдуму? Да, конечно. Конечно, не только. Не только? Во-первых, будет изменение в Конституции по поводу полового, вы не знаете, сексуальное вот это вот, да, что разрешает это гомосексуализм, пропагандировать. Есть программа сексуального развития 3 лет детей. 9 лет они даже сексом уже в школе заниматься и показывать, все как... Да, вот почитайте. Так что... Voi spuneți-mi, nu voi cei de aici din chat sau oamenii care ne mai urmăresc, dar poate mai nimeresc și oamenii așa, dintr-o parte. Spuneți-mi voi că propaganda e așa, dar nu mai este Cătălin, că, sau cum Natalia Mora, ce război hibrid, ce război informațional. În chipul îți spui aceste trei statement-uri pe care le-a avut femeia asta, să-i le spui nu lui Natalia de la Ziarul de Gardă, dar unii băbuțe absolut deconectată de stream-ul meu sau de emisiunile lui Vitali Călugăreanu. Dar îi spui, măi femeie, dacă treci referendumul, în primul rând, tu ai văzut că acolo scrie să schimbă Constituția. Dar schimbă Constituția cu gay. Când clasa nouă, copiii trebuie să facă la școală sex ca să arăte cum să faci sex. În clasa nouă îi fac asta. Din clasa 3 sau de 3 ani, când au zis, să începe cu propaganda. Pe urmă, pământul, măi femeie, măi, tu vrei să votezi da la referendum și să-ți iei pământul? Femeie, nu, dar de ce să-mi iei? C-o trăit români! La 9 ani, scuze-mă, dar nu în clasa 9, la 9 ani o să fac sex în școli, da, scuze. Măi femeie, îți iei casa că aici românii au trăit, tu n-ai niciun drept, îți iei casa. Dar de ce așa? Cum de ce, măi? Și-ți spun, sau după, și după referendum, clar începe război. Ai spus asta, trei lucruri pe care îi spui unei femei în etate sensibile și predispusă la minciuni, gata. Dar Natalia Morari cu Gheorghe Gonța ne spun să nu credem în război hibrid, în război informațional. Cum a zis și Gheorghe Gonța în podcast, ăștia spuneau că după ce trece referendum o să trăim cu toți mai bine. Da, așa spunea cineva? Cine-i? Spune-ne, Gheorghe, nu minți. Spune-ne cine a zis asta, că n-a zis nimeni. Așa cum aici îți spune femeia asta că după referendum a să înceapă război. Cine a zis asta vreodată? Femeia asta a zis. A zis cineva asta? Există undeva o dovadă la asta? Ce să spune? Mai mult ca o sectă de asta, o sectă în care... În care nu numai bani plătește și votează Maia Sandu. Votează împotriva lui Maia Sandu. Nu, e o sectă în care votează și ascultă. Bă, îți iei pământurile, îți iei casa, începe războiul, gay, copiii fac sex la 9 ani, la 3 ani să începe propaganda. Atât, asta e tot. Și asta e foarte, este război informațional. Pentru asta ar trebui această femeie să fie încătușată, părerea mea. E părerea mea, Doamne ferește, nu, să nu mă iei cineva ca extremist de nu știu ce. Dar este război informațional. Lucrurile astea atacă creierile unor oameni. Sper că s-a făcut bineînțeles. Bineînțeles. Este nu sperietori, nu le văd doar ca sperietori. Pentru că cum văd eu imaginea mea în capul meu de actor care își imaginează lucruri, este tu iei un cuțit și iei un creier, metaforic vorbind, un cuțit metaforic cu un creier metaforic și tu îi faci așa, îi faci așa la creier. Efectiv rupi creierul, mintea, hai nu creierul, mintea și un cuțit metaforic. Și tu e ca așa îi faci, e ca așa faci. Este atac, este agresiune, este violență.
раздавать, да? Значит, вот только что пришло из Москвы сообщение, и я всем своим разослала, всем своим активистам. А активисты должны предупредить своих симпатизантов. Каждый активист предупредите своих симпатизантов. Я что должна сейчас делать? Симпатизантам перешлите, своим симпатизантам перешлите вот это сообщение. Хорошо. Вот это вот. И значит, вот. Не надо никто из этих кандидатов, да, не один? Любой, за кого, кому вы больше всех доверяете, любому, за любого голосуйте. Потому что имеет значение в данной ситуации референдум. Oricine, numai Sanduș și neapărat nu la referendum. Deci, oameni buni, rezultatele de la referendum nu-s deloc așa cum au fost. Pentru că votul vostru de oameni informați ce înseamnă Uniunea Europeană a fost egal cu votul unei violențe informaționale, cum ar fi ne ia pământul, îți ia casa, măi, femeie. Și femeia care a auzit că îți ia casa și pe lângă asta i s-a mai dat și 1000 de lei, numai du-te și votează să nu-ți ia casa, votul și ăla, el nu-i un vot, ăla nu-i un vot luat din bună știință și bună credință, nu-i un vot luat voluntar, nu-i un vot, oricum vreți voi, nu-i un vot sincer în niciun caz. Deci cu siguranță țara asta e pro-europeană la un nivel mult mai mare. Pe lângă banii plătiți, închipuți cum o violența asta informațională, cum i-a afectat pe cât de mulți. Референдум нужно поставить штамп против, потому что не меняли конституцию. Если поменяют конституцию, то у нас точно будет война. Мы, конечно, хотим в Европу, но в Европу нас возьмут после 30-го года. А это еще вилами по воде писано. А она нас всех агитирует, что для вступления в Европу. А это референдум не для вступления в Европу, а для изменения Конституции. А если она изменит Конституцию, снимет нейтралитет со страны, это точно мы будем как Украина. Фемелия. Какие подсказки в Оргеште? Кутэти фемелия дин чату или челя лор? Asta, vă spun, asta nu sperietori. Asta e, băi, asta e violență, asta e agresiune. Asta tu bați cu pumne în mintea unui om. A spus că lucrul nu se oprește aici și că urmează alegerile parlamentare de anul viitor. Pentru că после выборов будем работать дальше. Будем работать дальше до парламентские выборы. Ei lucrează pentru parlamentski. Dar noi suntem dezamăgiți. Ai dezamăgirea. Of, ce suntem de dezamăgiți noi. Asta, femeia asta intră cu chișoarele peste mințele unor bătrâni vulnerabili. Cu chișoarele și numai bătrâni. Că sunt convins că sunt oameni, dacă îi dai 1000 de lei, el te ascult. El trebuie să te ascult. Îți dau 1000 de lei, ascultă-mă. Bine, te ascult. Dacă pui da la referendum, se începe războiul. Dacă pui da la referendum, copiii de la 9 ani fac sex. Dacă pui da la referendum, îți e casa românul. Dacă pui da... Și atât, e suficient. Și omul se gândește, chiar dacă nu intră toate astea, dar pentru ce să votez eu, să votez da la referendum? Și măcar așa, lasă așa cum este, așa cum este e destul. Votez nu, că așa cum este e destul. Dar el nu-și dă seama că așa cum este, asta nu e o normă. Că mâine, păi mâine n-ai să mai poți duce la nepotul în Utrecht. Informația asta nu a ajuns la ei. N-a să mai poate duce la nepoțul în Utrecht pentru ca să-i impună viză Uniunea Europeană. Pentru că eu au votat cu o ascultat la 1000 de lei. E așa o chestie atât de nesinceră și noi stăm și ne uităm neputincioși. Stăm și ne uităm, înțelegem cu oamenii ăștia sunt prostiți, înțelegem cu oamenii ăștia sunt otrăviți cu informații și noi n-avem ce faci. Mânia noastră pe când ne uităm la oamenii ăștia dezinformați, mânia noastră putem să o revărsăm pe parlamentarii, pe candidații, nu să ne revărsăm mânia la modul xenofob, dar să ne revărsăm mânia la modul, băi, Alexandru Stoianoglu, dar chiar nu poți să vorbești despre cum oamenii ăștia sunt dezinformați la greu, băi, dar chiar nu ți-i rușine, tu candidezi și tu nu vezi cum omul ăsta îi spune că e cineva pământul, băi, Adrian Albu, tu chiar n-ai sovii, tu vorbești cu rușă la telefon din banii noștri, tu te duci cu avionul, îi spui, dar numai nu lua că la noi SIS-ul nu e așa de prost. E că încolo trebuie să ne direcționăm energia asta negativă, dacă vreți. Să luptăm cu ăștia.
care știu ce fac, care ei fac răul. Că nu băbuța asta ne face rău. Da, конечно. Конечно, конечно, останутся работать те, кто работал до сих пор, кто согласен работать. Мы уже знаем, я уже знаю, сколько у меня на моем участке симпатизантов. И это. Bun, aici e despre voturi, să votați, este că acolo este cu cel mai rău caz Tarlev. Votăm cu porumbielul. В крайнем случае тогда Тарлев. Când vă întrebați voi de unde băiatul de voturi are Victoria Fortuna, de unde băiatul de voturi are? Uitați-vă aici. Она сказала всем обзвонить, сказать, и самое главное ставить нет референдум, потому что. А надо брать этот бюллетень, да? Обязательно нужно брать. În aceeași zi am primit semnale că în rețeaua lui Șor oamenii au fost îndemnați să voteze nu doar pentru Fortuna și Tarlev, dar și pentru alți candidați. Списки и перешлю, да, кто там был. Не знаешь, кого слушать. Ее нет. Лишний раз попадать на фотографии, чтобы потом я по всему интернету все смотрели. Я знаю, кому там попадет. То тоже говорят, что одна журналистка поменяла фамилию под видом не то активиста, не то симпатизанта, тоже вот так ходила, все выслушивала, вынюхивала, сфотографировала, потом еще по телевизору показывали все, все, все. Даже так. Eu mă gândim aici, eu vedem că e povestește Iustina, doamna Iustina, e povestește despre jurnalistă și eram curios ce o să spună Natalia la sfârșit. Eram asta, așteptam replica Nataliei, zic, ce-i scoța, mu? Și e un fel de șocat, wow! Și cum o să fie reacția? Daje tac, Natalia, pentru replica daje tac, și actoricește vorbind, și, măi, mi se pare super bine spus. Oh, daje tac. E un fel de, wow, și fac aiștea. Nu că ești șocată sau imită, băi, și le treci prin cap la jurnaliștii ăștia. Deci pentru această replică, aplauzele mele. Oh, dar și tac. Da, dar și tac. Foarte bună asta cu dar. Îndemnul Alexandrei și activistă în acest locul 20. Din discuțiile lor am mai aflat că oficiul de pe strada Independenței, la care fusesem și eu înregistrată, a fost percheziționat și închis. Dar faptul cum ajung la ele și informațiile astea, o luat, tot la dânsul ajung exagerat și o intrat, o luat computere, telefoane, adică nu știu, poate așa a fost, dar modul în care spune mult mai din cauza unui prost care era beat, ca și cum tot așa l-ai vinovat. Deci noi facem c***le, dar ei vinovează. Dar femeiușca e foarte activă. Da. Da, probleme. Of, las ca să le rezolvăm pe toate. Să-i spui lui femeie, și eu mi-am șters toate fotografiile și să-i spui, dar știți că există de fapt un coș unde poate, unde fotografiile îți duc și ele nu dispar din telefon. Ei, sărmana femeie îi stă inima. Mă mai gândim că el mai vorgheu, nu știu, am mai trecut peste momente, dar vorgheu despre Maia Sandu ne caznește. Vorghesc femeiuștile între dânsă. Maia Sandu ne distruge. Băi, pe toate flangurile ne oprește Maia Sandu. Pe dânsă. Vorghesc doamnele. Că Maia Sandu le pune bieță în roate. Даже на улице могут остановить, покажи телефон. А я с этим кнопочным. Да, мы здесь были, пошла за эту женщину или девчонку, которая была. Столько она распространилась, сделали. Да? В прошлый раз приходили. Мы, да, ну спари, фемея, ну спари, да? У арестату? Проблема, да, с крещем. Подожди, какая? Ты ее знаешь? Я не знаю, просто не знаю. Это спорить скептицизм. Да что мы спорнешь скептицизм и стаж на момент, когда ты спуник к ассоциации каса. Киди, что по фату арестату. Какой фат? Ты кноешь, сау ты воргешь, а плай. Ну, кноешь. Олеся, сау Оксана, ну, что? Я бы даже бы не шла.
E bună toată partea asta ca să las un intro de prezentare a femeii care urmează cu discuția. Ela, cea care de frică a șters totul din telefon și a aruncat de acasă materialele propagandistice împotriva Uniunii Europene, s-a lăudat că a fost recent în Olanda, unde locuiește nepotul ei, și a povestit că acolo e tare frumos. Я говорят, в Голландии, я была в Голландии сейчас. В Амстердам летала, а в Амстердам Утрехт город. Утрехт, мой. Fost în Utrecht, din Amsterdam. Oare s-o o băgat și două fumuri, doamna? Там мой внук живет. Говорит, там ни одной машины не видел, одни велосипеды и каналы. Nici o mașină, doar biciclete și canale. Cu mine asta mă... Eu spuneam și ieri la peste picior. Băi, și aici mănânc eu la c***t de atâta timp. Și înseamnă un oraș frumos. Biciclete, canale, fără mașini. O văzut femeia. Deci creierul ei, ochiul ei, creierul ei, înțelege că asta e frumos. Dar tot să c***tă în treaba asta. E înțelege că, că asta e frumusețea, de fapt. Păi, o apă, o niște biciclete merg, oamenii se bucură, mașini nu să-ți... Pip, pip, du-te, da, mă, te arată, da, să-ți... E înțelege că asta nu-i frumos. Și ochii ei, creierul ei, înțelege că, de fapt, frumosul... Uite, băi, în Europa e frumos. Dar dă-ți faci mai aici ca în Europa. Ei, și poți aici, ți-o zis fata și aia tânără la care ne-am uitat la început. Nu există șansă ca Moldova să ajungă. Da, pentru că știm să ne dăm pantalonii jos și să ne în democrația asta pe care o avem. Nu, eu nu atac pe doamna asta. Atac mai degrabă ideile imbecile ale tinerilor care au discursuri de genul ăsta de nu se mai schimbă nici aici. Da, că ești... Da. Красиво там. Ой, красиво. Мы ж как это плащерево. Ой, красиво, красиво. Я ездили на Северное море на электричке. На электричке умерз. Они купались, а я ж не знала, что это. Я только походила по колено в воде. Ну, жалуат костюму дебаи, дуамна. Ракушки пособирала. La final de protest a poruci Ana Ivanovna, iar în jurul ei s-au adunat mai multe membri ale sectorului 20. Da, și hai discuția de final, ne-i discuția de final, ne-i făcut mai tare cu, cu femeia asta. Pe final, când deamă Natalia, le sună, Natalia de la Ziarul de Gardă, le sună și le spune că eu de fapt sunt jurnalistă. Și le spune. Мы будем делать материал и будем опубликовать то, что вот как бы нам все это говорили, как за кого голосовать, как голосовать против референдума. Мы, Сармана, в очи Наталии, и на аттитюдине Наталии, и на Мариуции, да, трекут, сынте о părere de rău pentru acești oameni. Că да, ăsta-i sentimentul unor oameni sănătoși, raționali și, na, empatici la urma urmei. Că ți-i jele, măi, de femeia asta, că n-au făcut, că nu ea au făcut rău, dar au făcut, iar spune că dracu. Știi că asta e ispita, dracu, care i-o pătruns în creier. Minșunile pe care le-au auzit și pe care le-au prins, plus niște bani deasupra, dracu. Конечно. Хорошо, Наташа. Хорошо, конечно, Наташа. Но вот вы тоже там будете, потому что я вас снимала на видео. Ой, ой, я елки-палки. Ага. Da, băi, inconștienți, efectiv, inconștienți. Da, eu vreau interviu în rusc am și asta căută. Gine cunosc când în anglisc am. Ой, Наташа, может, не мне показывай. Они были так против, они мне все Vezi cum bate în jele de-amă femeia, știi? Они у меня за границей живут. А где живут? Они мне даже вчера звонили. Никуда не ходи, никуда не вмешивайся. Никуда ничего. А я старая дура. А я старая дура.
Este de desene animate, știi? Actorii, aia, stara dură, ni slușalась. Почему? Дети мои, они работают за границей. Сказали, что и меня заберут отсюда. А я старая дура. Ах! Ах! Клюнула. А где живут дети? И они меня тоже туда заберут. Где, вот. Где живут дети ваши? Они у меня живут в Румынии. Да. И это вот без мог живет во Франции. Да. Понятно. Вот. Ну, да. Нет, Наташа, я тебя прошу. Хотя бы меня не подсказывай. Ну, извините, я этого не могу сделать. Вы поговорите с вашими детьми и скажите, чем вы занимаетесь. Да, конечно, они вообще меня отсюда не заберут тогда. Юлия. А я старая дура. Ох, да, конечно, как же я им скажу? Они же вообще меня отсюда не заберут. Нет. Наташечка, давай, Наташечка, поговорим. Это же нехорошо, Наташечка. А я старая дура. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Веришь меня, Наташечка? Нет. А я умру от тяжести на сердце. Da, da. Cealaltă Iulia care mi-a dat 400 de lei pentru asta că am răspuns? Participat la o întâlnire electorală cu Vasile Tale. Ah, e ca și niște asta. Iulia asta nu a răspuns. Am contact. E și acțiunea nepută este de cumpărare a alegătorilor. O, vă mie, naverno, schem tăputăit, ceușcă. Femeia asta, gata, e schem tăputăit. Uf, dă, uf! Наталья. Нет, не путай совсем. Не знаю, но мне кажется, что вы меня с кем-то путаете, чтобы я регистрировала каких-то людей, что-то вы точно путаете. Кто-то сигуранца воргаешь, да, знаешь, ты еще не ищу до него. Я тут спун аста, что я не ел бань для Майя Санду. Și o spun cu atâta siguranță, dar fix cu aceeași siguranță mint niște oameni, uite, niște oameni mint cu aceeași siguranță. Нет, не путай совсем. Не знаю, но мне кажется, что вы меня с кем-то путаете, чтобы я регистрировала каких-то людей, что-то вы точно путаете. Чтобы я регистрировала таких... Точно, точно путаете. Точно. Acum câteva săptămâni, în septembrie, probabil 24, și m-am văzut pe noastră la un sediu, un oficiu al blocului Pobeda, de la Drancor. Dumneavoastră instruiați pe mai multe persoane cum să... Eu instruiam? Da, eu instruiam? Doamne! Racoleze simpatizanți și cum să voteze împotrivă la referendum. Am fost și eu acolo, eram jurnalist. Sunteți sigure? Înregistrat toate aceste momente. Sunteți sigură că eu? Da, sunt sigură. Nu, măi, femeie, nu, ți sunăm că așa... Straniu, nu știu. Straniu, nu știu. Măcar asta îți vede cum mișinești. Lucrat cu blocul Victoria? Nu, eu am două servicii la care lucrez, angajat oficial. Da. L-am sunat pentru o reacție pe Alexandru Stoianoglu. Bun, restul nu răspuns. Mulțumim enorm ziarului de gardă pentru aceste investigații. Ce un nou fals, Partidul Acțiune și Solidaritate a postat fals. Dragi cetățenii Republicii Moldova, al doilea tur va avea loc duminică. Știm despre sprijinul pe care l-a oferit candidatul nostru Maia Sandu cu Y și îl simțim. Partidul a opus specialul cu Y? Partidul Acțiunilor este gata să vă mulțumesc fiecare dintre voi. În acest sens, vă informăm despre plăților către cetățenii votate pe mai o sumă de 1500 de lei de persoană. Tu-te, măi! Cancelarea Aron un pas pentru .com. Măi, ce fac aici? Deci... despre primire plăților între cetățenii, vă rugăm să rețineți. Pentru a confirma votul exprimat pentru Maia Sandu, trebuie să faceți o fotografie buletinului de vot cu un semn lângă numele Maia Sandu. Remunerația se acordă la filiala Partidului Acțiuni și Solidaritate, strada adresa Maria Cebotari. Da, sigur. Vă mulțumim pentru încredere, apreciem acest lucru, încurajăm financiar alegătorii noștri. Bună ziua, cetățeanul Moldovei, duminică este al doilea tur. După cum puteți vedea, știm adresa dumneavoastră de e-mail, dar asta nu e tot ce știm despre tine. Adresa, numărul de telefon, detalii, pașaport, familia și prieteni. În general știm totul despre necesar pentru a-ți transforma viața într-un coșmar. Aveți o singură șansă de a scăpa de pedeapsă. Votați-o pe Maia.
pe Maia Sandu la următoarele alegeri. Avem acces la rezultatele votului. Dacă faceți o greșeală, vom afla despre asta. Unii oameni au început să primească e-mail-uri false de numele PAS, precum că votul pentru Maia Sandu ar urma să fie achitat, iar pentru acest sunt rugat să facă o fotografie cu buletinul de vot. Acesta este un fals. Nu transmiteți nimănui fotografie cu buletinul de vot. Un alt e-mail care circulă este despre amenințarea că PAS ar deține datele personale ale legătorilor și acesta este un fals. Vom sesiza poliția pe toate aceste cazuri. Vă rugăm să fiți vigilenți, să verificați minuțios adresele pe care primiți e-mail-uri. Adresele noastre oficiale de mail sunt doar acestea: presa@maiasandu.pentru.md și info@pas.pentru.md. Am înțeles. Este un pas pentru .com. Of, 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 drași împielițați, drași. M-am ajuns eu să vorbesc ca Marin Andone, drași. Sau nu știu dacă el așa spune. Da. Așa, haide băi să ne uităm repede la asta. Ca asta vreau să-l văd. Secretul din Carla V. Vară. Crăciunul lui Stoianoglu pe banii sponsorului lui Șor. Let's go. А что чуть тебе подсказывает? Вот как вы думаете, что там было? Вы знаете, я убежден, что там были деньги. Но одно дело, что я думаю, и другое дело, какая у нас доказательная база. Это две разные вещи. Ну, если импортант. А фоса коло бань сауну. Донали Стайногу. Я в эту резку мул сукчес, что Виктория на честь олеги. Требуется третьим интуру дольше, вон третьим, что Аколо Каштига. Хатнюк есть инказл дат, конду которого организация криминал. Дардон Мушор, группа криминал. Организация Маймари. Кто ушел к фамилии Петр Еск? Он троскара, мы не будем долго ждать. Ее инициал, ну а мне их не потреба, ну под, а мы потреба фамилии ушел. Порог спунить слав, вот вратаря номинала часовой проект Дилиджа. Платон Вячеслав, контра. Контра. Александр Стоянова, контра. Что сам Платон Афос абсолютно легал кондомнат, и респектив легал, если спешал сказать, педяпс. Fost procuror general al Republicii Moldova în perioada 2019-2021. Alexandru Stoianoglu este susținut astăzi în turul 2 al alegerilor prezidențiale, pe principalii subiecți ai închetelor penale ale procurorilor. Unii dintre ei eliberați din detenție în timpul mandatului la Procuratura Generală. Este absolut părădăcini, cestni cei, at căruia noi точно ничего плохого не увидим. Domnule Stoianoglu. Stoianoglu, da, asta e susținerea lui Stoianoglu, ok? At căruia noi точно ничего плохого не увидим. Domnule Stoianoglu. Eu vă doresc mult succes și victorie în aceste alegeri. Trebuie să trecem în turul 2 și vom trece și acolo câștigăm. Cel mai mult a surprins însă opinia publică, susținerea oferită de principalul figurant în dosarul furtul miliardului, oligarhul fugit la Moscova, Ilan Șor. În martie 2021, venit în Parlament pentru a cere ridicarea imunității a doi deputați din partidul Șor, Denis Ulanov și Petru Jardan, Alexandru Stoianoglu nu a ezitat să facă o declarație fără precedent despre Șor, de la tribuna principală a Parlamentului. Prima întrebare: cine este totuși conducătorul grupului criminal organizat despre care vorbiți în sesizare? Plahotniuc sau Șor? Plahotniuc este, în cazul dat, conducătorul organizației criminală. Dar domnul Șor, grupul criminal. Organizația mai mare. La 3 ani și jumătate de la acele declarații, făcea și glume pe atunci. Procuror general afirmă că are amintiri frumoase din perioada în care erau vecini cu familia Șor și participa la evenimentele de... Nu știu dacă ați văzut asta, e bine de văzut. Da. Familia ale acestuia. У нас очень легко вешаются на людей ярлыки на каких-то людей. Вот за то, что господин Шор был привлечен к уголовной ответственности, за это он должен нести ответственность. Я не видел приговоров, по которым господин Шор был признан членом там какого-то ОПГ. Поэтому мы эти вещи должны разделять. Как человеку Шор, у меня нет абсолютно никаких претензий. У того Шор, у фамилии его, ее троеск, он проскара, мы ему дико долго ждем. Ее кунос дома у Шор, дело один котелори. Фамилия Луи оставила, фамилия Шинамика, считайте, тата Лунишки, Уамин Адиварат. Ее инициал, ну а мне миг, им потреба, ну под, а мы потреба фамилия Шор. Ne aflăm în fața blocului de pe strada Florina Niță din capitală, acolo unde timp de 20 de ani Alexandru Stoianoglu a fost vecin cu Ilan Șor, condamnat la 15 ani de pușcărie în dosarul furtul miliardului.
Blocul din spatele meu este unul select. Este asigurat cu pază, iar accesul este restricționat de această bară de protecție. În același bloc mai au apartamente și alte personalități notorii din Republica Moldova. Cum ar fi Carla Dreams. Nu știu, random. Fostul primar Serafim Urechean, fosta deputată Vitalia Pavlicenco și familia fostului lider PD Dumitru Deacu. Și s-au adunat atât. În 2015, în acest bloc, un apartament și-a cumpărat și fiica lui Alexandru Stoianoglu. Pe atunci, Cristina Stoianoglu avea 19 ani. Iar pentru apartamentul de 134 de metri. Și vă spunem aici pe stream, nu? Pe stream sau în stories? Da, asta. Aceasta ar fi dat circa 830.000 de lei. Apartamentul este vecin cu cel al părinților și figurează astăzi într-un dosar penal în care Stoianoglu este învinovățit de îmbogățire ilicită. Apartamentele din același bloc și relațiile de prietenie de peste 20 de ani nu sunt aparent singurele lucruri care îi leagă. De asta cu faptul că Șixa și-a luat apartament la 19 ani. Cum ne mai luăm și noi apartament la 19 ani? Cu toții, nu? N-aveți, nu v-ați luat voi apartamente la 19 ani? Dar nici Stoianoglu nu-și putea permite pe atunci? Adică în funcția în care era publică nu putea să-și permită, Șixa nu putea să-și permită, dar de undeva a avut un apartament la 19 ani. Pe Stoianoglu și șor. Informații ajunse în posesia Cutia Neagră Plus arată că la începutul acestui an, soții Stoianoglu și-ar fi petrecut vacanța de iarnă în compania unui om de afaceri care a sponsorizat în ultimul an mai multe proiecte sociale promovate de Ilan Șor. Destinația aleasă a fost prestigioasă, stațiunea balenară cehă Carlo Vivari. Hotelul pentru sejurul soților Alexandru Stoianoglu și Svetlana Curdova, dar și prietenii lor ar fi fost achitat de omul de afaceri Mihail Apostol. Hotelul de 4 stele Royal Regent este situat chiar în centru. Păi știi că eu am mai auzit, eu cred că asta se întâmplă de fapt. Știi cum îi cumpără? Eu am auzit asta de pe la mai influenceri, mai persoane publice care au primit genul de propuneri că băi, nu vor ghidi rău de Șor, de exemplu. Nu vor ghidi rău, vorbește de alții. Dar nu vor ghidi mine de rău. Și pentru asta te remunerăm. Eu sunt convins că sunt mulți oameni care lucrează pe principiul ăsta. Nu spune să lauzi pe Șor, dar spune pur și simplu nu vor ghidi nică de mine. Nu vor ghidi mine. Nu mă lăuda, nu spune că eu sunt bun, pur și simplu nu vor ghidi nică de mine și vorbește de alții. Și eu îți dau bani pentru asta. Pentru că am mai avut și noi genul ăsta de propunere. Așa sună propunerile. Și, na, nu știu dacă are vreo legătură domnul Stoianoglu cu Șor, da. Într-un faimosului oraș. Eu mă uit la o investigație jurnalistică. Vivari, cunoscut drept unul dintre cele mai vechi spa din Europa. Beethoven, împăratul Franz Joseph, Chopin, Mozart, Paganini, Freud și mult alt... Paganini, măi, totuși, e Panini. Tă celebrități al vremii. Sui Paganini, că am spun Panini, parcă îmi vine... Și? Paganini și stai și ni Paganini. Veneau să se relaxeze în Carlo Vivari. În perioada sovietică, orășelul era principala atracție a înalților cinovnici sovietici. Hotelul Royal Regent este apreciat pentru diversitatea serviciilor spa la care le oferea. Datele din registrul companiilor din Cehia arată că doi dintre proprietarii afacerii sunt cetățeni ruși, Valerii și Mihail Kondratiuk. Pe 6 ianuarie 2024, la Royal Regent ar fi ajuns și soții Stoianoglu, împreună cu prietenii lor de familie, soții Doagă, dar și soții Gemma și Mihail Apostol. Dar de unde știți, măi? De unde știți? Voi stăți să iei de pe postări? Serviciile de cazare au costat aproape 9.000 de euro, bani achitați de Mihail Apostol. Mihail Apostol. 9.000 de euro. 9.000 de euro? A ajuns în atenția Cutiei Negre încă în vara acestui an, atunci când documentam investigația despre sponsorii proiectului Găgăuzia Land. Potrivit unor informații obținute atunci, Mihail Apostol a donat pe 3 ianuarie 2024 350.000 de lei companiei Mislat SRL, antreprenor principal al lucrărilor de construcție la Găgăuzia Land și Orhei Land. A donat, a spus? Apostol a donat pe 3 ianuarie... A donat 350.000. Cât a donat cel mai mult la Maia Sandu în campanii oamenii care au donat... E 2024, 350.000 de lei, companiei Mislat se... Băi, foarte straniu cu noi, că trebuie să facem investigații ca să arătăm ceva evident. Știi, ni se pare și asta, ulea, că din partea noastră, că noi uităm, chiar că eu sunt cu Andrei Bolocan și Andrei mă mai întreabă, ții minte, băi, când în 2020 Plaha a trimis un mesaj prin Șor că... Și zic, nu țin minte, băi, și cum nu țin minte, băi, dar până în 2021, când a venit, zic, băi, nu țin minte nic. Da, păi eu, asta eu care sunt implicat, cumva mă mai uit, mai citești știri. Da, pe oamenii care n-au habar. Și trebuie să demonstrăm
legăturile dintre... TRL, antreprenor principal al lucrărilor de construcție la Găgăuzia Land și Orhei Land. Apostol a oferit bani pentru lucrări de construcție în grădina publică din Orhei, două zile înainte de a pleca în vacanță cu soții Stoianoglu. Alături de Orhei Land, grădina publică din Orhei reprezintă o carte de vizită și instrument electoral al lui... Deci ce înțeleg eu că vrea să spun de fapt acest material până acum, e că acest om, Mihai, nu știu cum, de fapt îs banii lui Șor, că e clar că nu bagă Mihai în Găgăuzia Land, bagă Șor banii în Găgăuzia Land prin acest om, deci tot prin acest om i s-a plătit paiesca lui Alexandru Stoianoglu la Carlav Vară. Asta înțeleg eu, da? Ilan Șor. Pe parcursul anului trecut, Mihail Apostol a mai sponsorizat proiecte sociale în interesul lui Ilan Șor, potrivit unei alte decizii a Consiliului Municipal Orhei. În august 2023, Apostol a donat 1,8 milioane de lei pentru 1,8 milioane a donat Mihail Apostol. 1,8 milioane. Că mai donezi 1,8 milioane, ce nu? Cât n-a... Tăcare, voi nu predonați. Voi dacă sunteți... Nu săraci, sunteți săraci cu duhul. Voi nu donați câte 1,8 milioane? Da, deci înțeleg. Nu este un filantrop care... Aveți să știm și noi și noi omul ăsta care donează 1,8 milioane. Da, adică e evident că îi se transferă banii lui și el ca și cum bagă banii mai departe, din numele lui ca și cum. Ca să nu bage Șor, îi dă lui banii, transferă lui și el bagă încolo, îi dă, da. Reparația grădiniței Albinuța din Orhei. Inaugurarea grădiniței renovate s-a făcut cu mare fast și cu participarea lui Ilan Șor. Într-o scurtă intervenție video de pe un ecran... Ce treabă a avut Ilan Șor acolo dacă aici au dat 1,8 milioane? Pentru ce vin și Ilan Șor? Ce legătură ar fi avut? A reinstalat în fața grădiniței. Șor s-a lăudat cu acest nou cadou, oferit de echipa lui, orheienilor. Ulterior, știri publicitare despre această realizare a echipei Șor au îmbânzit internetul. Cancelaria de stat a contestat în judecată deciziile prin care primăria Orhei a acceptat sponsorizările făcute de Apostol. Bărbatul a fost atras în procesul de judecată, dar ignoră ședințele instanței. Consiliul Municipal Orhei, eronat a interpretat legea, a adoptat aceste... Șef oficiul teritorial instanței. Consiliul Municipal Orhei, eronat a interpretat legea, a adoptat aceste decizii neținând cont de legea cu privire la achizițiile publice și la licitații, a încălcat legislația privind a accepta... Dar îi doare pe dânsul în cur de cum să se fac, chiar și oamenii. Ce treabă aveți, măi, au construit oamenii grădinițe? De ce vreți să opriți binele pe care l-au făcut? Pentru că o țară, ca să funcționeze, nu putem să lucrăm fiecare cum ne scoală nouă. Că eu, dacă nu-s polițist, nu pot să întreprind eu o acțiune pe care trebuie să o întreprind un polițist. Că nu că așa ni s-o sculat nii. Sau nu poate un polițist zică Cătălin, las că joc eu amu, că eu joc mai gine. Nu poate să facă asta, pentru că suntem, ne ocupăm de lucruri diferite. De asta nu trebuie să ocupe Mihail Apostol să sponsorizeze o grădiniță. Pentru că freci toată sistemul. Freci tot sistemul. Are donat. Sau iarăși, poți să faci o grădiniță, nu știu, să faci o grădiniță, sau poți donezi anumite sume, sau ceva într-un fel. Dar ăștia fac special, adică îți fac grădinița ca să zică, Ilan Șor a făcut. Din partea sponsorizării, conform legii 436 a administrației publice locale. Noi nu cunoaștem cine sunt sponsorii direct și ce reprezintă aceste persoane. Aici merge vorba în două decizii, de două persoane fizice și de o persoană juridică. Proveniența banilor, acestor sume mari de bani, nu este cunoscută. Noi ne-am axat doar pe aspectul de legalitate asupra deciziilor și deja rămâne organele competente ale statului să constate, să verifice dacă acești bani au o proveniență legală și cine sunt aceste persoane care au locat acești bani. Okay. Aceste persoane sunt atrase în procesul de judecată, sunt atrase ca terți. La moment nu au participat la ședință. În pofida suportului generos oferit proiectelor sociale din Orhei, Mihail Apostol nu are nicio legătură cu acest oraș. Originar din Telenești, bărbatul administrează de câți... Stop! Deci acest Mihail Apostol n-are nicio treabă cu Orheiul și el donează în Orhei, în interesul Orheiului, nu în interesul Orheiului, în interesul lui Ilan Șor în Orhei. Câțiva ani afaceri în Iași, România. Este fondator al unei companii de transport rutier de mărfuri, Palain Trans, fondat în vara anului 2021.
Raportul financiar al companiei arată că în 2023, când Apostol făcea donații generoase în interesul lui Șor, Palain Trans a înregistrat profit de aproape 180.000 de euro. Profitul companiei a fost de două ori mai mic față de anul precedent, 2022, dar asta nu l-a împiedicat să ofere mai mult de jumătate din veniturile seară pentru proiectele de imagine. Bun, oare mai merită să ne punem să avem dubii referitor la un Mihai Apostol de prin Călăraș care donează pentru grădinița din Orhei? Hai. De lui Șor. Începutul anului 2024, de asemenea, a fost unul complicat pentru afacerile lui Mihail Apostol. O altă companie românească de transport de mărfuri, în care bărbatul deținea 50% de acțiuni, a fost lichidată după mai bine de 12 ani de activitate. În ultimii 2 ani, compania a înregistrat doar pierderi. L-am sunat. Deci compania lui se duce în jos, dar donațiile merg la pe Mihail Apostol pentru a-l întreba ce leagă de familia Stoianoglu și de ce a sponsorizat proiectele sociale asumate de Ilan Șor. Bărbatul ne-a închis imediat după ce l-am întrebat despre vacanța din Carlo Vivari. A revenit însă mai târziu cu un apel în care a încercat să justifice vacanța comună cu fostul procuror general. Deci la începutul care, băi, Carlo Vară? Ia ca care. N-am venit spre orice om, oricu, ce are una cu nu. În primul rând, faceți un calcul, omul anul trecut, dar nu era în funcție. Asta e una la mână. A doua la mână. Care e problema dacă mâine mă întâlnesc cu Renatu Zaț sau cu Maia Samson? Să servim o cafea. Nu am. Care e problema să mă întâlnesc cu Renato Osatu sau cu Maia Sandu să servim o cafea? Păi de ce? Întrebare, de ce serviți o cafea? Deși plătești tu cafeaua, dar nu cafeaua. Hai, cafeaua mai plătesc și eu uneori, unuia, altuia. Dar am reușit să-i adresăm mai multe întrebări, pentru că imediat după ce l-am atenționat că înregistrăm discuția, Mihail Apostol a închis din nou. I-am adresat întrebările în scris, după care l-am contactat iar. Și de această dată, Apostol a evitat să ne răspundă. Măi, dragă TV8, dar asta nu-i hărțuire în vreun fel? Nu? Te apeluri? Motivând că nu știe cu cine vorbește. Totuși, bărbatul nu a negat că el a fost cel care a plătit serviciile hoteliere pentru vacanța familiei Stoianoglu. Eu știu cine ești tu, să răspund eu la întrebările tale. Ascultați-mă, trebuie să-i parchești un deștept, dacă îi înțeles funcția asta de... Dar cum pot să-ți răspund eu, nici nu știu cine ești tu și-o trimis de... Declarații de unul știu cine i-ai aflat. Dă-ne o dovadă. Doamna Apostol, doamna Apostol. Nu trebuie să spuneți sănătate, vă doresc. Doamna Apostol, mă interesați două chestii. De ce ați plătit noastră această călătorie și de ce ați sponsorizat proiectul lui Ilan Șor? Am încercat mai multe zile la rând să aflăm răspunsul la întrebările noastre, chiar direct de la Alexandru Stoianoglu. Am sunat membrii staffului său electoral, am trimis mesaje, nimeni nu ne-a răspuns nici la apeluri telefonice, nici la mesaje. Ieri în direct... Păi, asta mai spune că Maia Sandu se teme să iasă la dezbatere cu el. Cred, o văzut, a fost la o dezbatere și a înțeles că e bâja și nu mai ieși deloc. Oamenii, jurnaliști, îl caut să-l întrebi ceva, nu ies. Cât de evident, chiar că iarăși, în primul tur, dar de ce nu ies Maia Sandu, exercițiu democratic? Crezi că nu ies de atâta teme să-ți spună că au ieșit la dezbat, la toate, pe urmă au fost, la toate, în turul 2, evident. Să ieși și cu victoria, fortuna asta, tu ca și cum dai credit unor hoți finanțați din spate. Să ies cu dânși la... Live-ul pe care Alexandru Stoianoglu l-a avut la ora 7 pe Fredes.eu, i-am acordat în scris întrebările, însă Alexandru Stoianoglu s-a făcut că nu vede întrebările noastre. Așa că am venit astăzi aici să aflăm răspunsul la aceste întrebări. Îl cunoaște Stoianoglu pe Mihail Apostol, de ce acesta i-a plătit cazarea la Carlo Vivari și cum se face că Mihail Apostol este și unul dintre sponsorii partidului Șor. Așa. Domnul Stoianoglu, eu v-am primit ieri în live 3 întrebări, dumneavoastră nu mi-ați răspuns. Eu vă rog frumos. În live am scris 3 întrebări, dumneavoastră nu mi-ați răspuns. Ați scos răspuns la toate întrebările. Nu s-a reușit. A spus domnul Stoianoglu că nu mai sunt întrebări, dar erau întrebări, am trimis de 6 ori, domnul. Dar într-adevăr, în live-ul de ieri că eu m-am uitat, întrebările s-au terminat. Unde mai s-au terminat? S-au dat oamenii 2 întrebări. Stoianoglu, nu-i corect așa. Și ce? Nu, dar întreabă-l de pe amul. Ați răspuns doar la întrebările care v-au fost comode, da? Dar întreabă-l. Directorul hotelului. Hei! Ștefan! Nici nu l-a întrebat, măcar să-l ții din față. Ian Neveseli, inițial a refuzat să ne confirme faptul că Alexandru Stoianoglu, soția sa, dar și familia lui Mihail Apostol au fost cazați la ei. După ce i-am spus că unul dintre oaspeții lor a confirmat indirect informația, administratorul hotelului ne-a răspuns că din moment ce avem confirmare, nu mai are rost să facem trimitere la ei. Relația ca între vecini și vacanța din Cehia pe banii sponsorului lui Ilan Șor nu sunt singurile dovezi ale legăturii dintre fostul procuror general și oligarhul condamnat pentru furtul miliardului. Da. La eveniment
momentul de lansare. Da, asta e o chestie importantă, acest material. Mulțumim și TV8-ului pentru el. E o chestie importantă, pentru că un om care n-are legătură cu Orheiu, dar nu știu de ce sponsorizează partidul Șor, afacerile lui merg în cap, merg în jos, dar el oferă donații pentru credinițe în Orhei, la care și Ilan Șor e prezent. Adică clar că-s banii lui Ilan Șor care se investiți acolo prin omul ăsta. Și tot omul ăsta se duce în vacanță cu Alexandru Stoianoglu și îi plătește lui Alexandru, dar chiar să nu-i fi plătit. Chiar să nu-i fi plătit, deja există o conexiune. Dar bun, îi plătește lui Alexandru Stoianoglu vacanța. Da. Deci, vacanța lui Stoianoglu clar achitată din banii lui Șor. Adică să facem o concluzie pentru proști, dacă e cazul. Sare în alegerile prezidențiale. Alexandru Stoianoglu a ieșit în fața camerelor de filmat, însoțit de membrii echipei sale de campanie. Printre persoanele... Măi, eu cred că există o înțelegere comună între socialiști, șoriști. Tăți, băi, eu sigur că ești băi, uniți într-o... Din primul rând, chiar în dreapta candidatului, se regăsește un fost viceministru al apărării, Igor Panfile. În ultimii ani, acesta a fost surprins mai mult în compania lui Marc Tkaciuk și la evenimentele organizate de Congresul Civic. În 2018 însă, Panfile presta pentru Ilan Șor. Acesta a fost surprins împărțind pungi cu cadouri protestatarilor veniți la un eveniment organizat de Șor, împotriva liderilor opoziției de atunci, Maia Sandu și Andrei Năstase. Bă, toată lumea primește cadouri, sunt de la partidul Șor, dacă nu mă greșesc. Și ia ca dat să ne convingem, ia ca și mașina partidului Șor. Panfile a declarat anterior jurnaliștilor de la Ziarul de Gardă că s-a lăsat. Băi, ăștia, cum am mai spus, l-am pus și reel, l-am făcut. Măi, băieți, ăștia se comportă foarte, foarte urât, ca niște șopârle, ca niște șerpi. E șerpos tot ce se întâmplă. Bacoaista, mă, ăștia să-mi plătișesc. Băi, eu... Da. Turat echipei lui Stoianoglu. Nu șacali. Șacali suntem noi, că luăm și hămăim. Ei nu-s șacali. E ceva foarte lunecos, lușuios, știi? E ceva foarte scolsca. Pentru că sunt... Ba cu unul, ba cu altul. Ba să duci la Carla Văvară. Ba acela plătește pentru Șor grădiniță. Ba, este cunoscut de fapt cu Stoianoglu. Să șu... Vechi prieteni, iar fostul... Ștetii iese la suprafață și încă există oameni care... Băi, dar Stoianoglu, procuror, cine știe, ați fac dreptate. Procuror, l-a rugat să-l ajute. Eu spun simplu prieten domnul Stoianoglu. Eu m-a rugat să ajut în perioada electorală. Ce fac? Mai mult nimic. În mandatul de procuror general al lui Alexandru... Prieten cu domnul Stoianoglu. Era prieten cu Șor, acum prieten cu Stoianoglu. Da, dar tot, nicio legătură. Andrei Stoianoglu au fost coși de sub urmărire penală mai mulți exponenți ai grupului Șor. Cele mai cunoscute sunt Marina Tauber și Regina Apostolova, cercetate penal pentru implicare în furtul miliardului. Procurorul de caz, care a dispus scoaterea de sub învinuire a celor două deputate din partidul Șor, era Victoria Fortuna. Stai, asta e Victoria Fortuna? Asta e Victoria Fortuna! Eu nu înțelegem că asta e Victoria Fortuna. Deci Stoianoglu era procuror general, dar Victoria Fortuna era procuror de caz. Și eu scozi sub învinuire pe șoriști. Celor două deputate din partidul Șor era Victoria Fortuna. La alegerile din 20 octombrie, Fortuna a fost susținută deschis de rețeaua de activiști a lui Șor. Toată viața mea, experiența mea profesională demonstrează că a fi onest, consecvent și principial este mult mai convenabil decât a fi un ticălos și un excroc. Nu am acumulat averi materiale, dar am dobândit cel mai important și valoros lucru, reputația. Dreptate pentru toți. Da, vă mulțumim tare mult, dragă TV8, și pentru această investigație. Este a fost un stream cu investigații. Da, măi, pe mine mă omoară că încă sunt oameni, păi nu înțeleg, orbi,
Nu știu ce trebuie să fii ca să, ori să nu vrei să vezi, ori atât de tare o demonizat-o pe Maia Sandu încât tu vrei să nu mai știi Maia Sandu. N-ai, tu n-ai motive neapărat, deși tu vrei ca Maia Sandu să nu știi președinte. Tu ai, tu demonizat-o propaganda așa de tare că tu nici nu poți găsi motive, dar ești gata să votezi pentru un altul care nu... Nu intră la mine în cap. Bun, gata, vă pup, mă duc la treabă.